Bună seara, doamnă, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Hai să facem și un pic de politică, n-am mai făcut de mult, domnule. Dacă nu e campanie electorală, prea mai facem politică, ceea ce poate să domneze grav sănătății. Domnul Adrian Oprică, președintele Organizației Municipale PNL Brașov, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Ați câștigat la scor președinția PNL Brașov, așa scrie aici, negru pe alb. Da. Scorul bun, adică 2-0 pentru... Da, vreau în primul rând să le mulțumesc tuturor participanților. A fost o surpriză plăcută pentru mine, felul în care colegii mei din organizația municipală s-au mobilizat și într-o zi de miercuri, din timpul săptămânii, după masa, au reușit să strângă aproape 700 de participanți, denotă faptul că suntem o organizație politică puternică, poate chiar cea mai puternică din județul Brașov. Am înțeles. Până la urmă, 700 de oameni reprezintă într-adevăr, la nivelul organizației PNL pentru municipiul Brașov, reprezintă un număr important? Reprezintă un număr foarte important. Din totalul membrilor de 1500, practic, deci ar fi jumătate. La jumătate, da. Bine, era interesant să fie 1500 de oameni? Era un pic greu logistic. Logistic, nu găseați o sală pentru 1500 de oameni. Da, nu, probabil că, ca în orice sport, în orice sport și în politică, sunt foarte mulți membri, da? Dar nu toți participă, nu vin toți la joc, ca să zicem așa. Bine, și perioada era una dificilă, suntem înaintea sărbătorilor de Paști, fiecare dintre membrii noștri au și programul propriu, dar oricum, repet, este lăudabil acțiunea și felul în care au fost în stare colegii mei din organizația municipală să mobilizeze un număr atât de important de membri. 557 v-au votat pe dumneavoastră, 15 voturi au fost nule, probabil că au votat pe toată lumea, nu? Sau cum ar fi devenit, nule? Sau pe niciunul. Sau pe niciunul, da. Probabil că nu s-au simțit oamenii ăștia reprezentați. 44 de voturi pentru contracandidatul dumneavoastră, domnul Nicolae Vlad Pop, a fost senator. Da. A fost senator, a fost președinte al Partidului Național Liberal. Mă bucur că am câștigat încrederea colegilor mei de partid. În continuare o să-l invit pe domnul Neve Popa să facă parte din echipă, să facem împreună o echipă de conducere, astfel încât să ne îndeplinim cele trei obiective pe care ni le-am fixat ca și organizație municipală. Primul ar fi de a continua colaborarea bună cu primarul George Scripcaru și cu președintele Consiliului Județean Adrian Veștea pentru a împlini proiectele brașovenilor. Un al doilea obiectiv este de a deveni cel mai important partid de dreapta din municipiul Brașov și totodată cel mai numeros. Există alt partid de dreapta care să facă o concurență? O concurență reală nu. Există partide mai mici care, da, după alegerile parlamentare, cei de la USR au reușit în municipiul Brașov să scoată un scor nesperat de către ei și totodată unul mai mare decât al nostru. Ceea ce ne dorim, pentru că aleșii locali, în primul rând, pentru că asta este baza organizației noastre, aleșii locali în activitățile pe care le au în cartiere, să câștige simpatia și votul brașoveilor. Bun. Apropo de partea asta de dreapta, mie mi se pare că USR-ul, deși a luat un vot bun, să zicem, ca și n-a confirmat. Eu tot mă întorc așa la sport, la fotbal. A fost un transfer bun, dar n-a confirmat jucătorul. Acum mie mi se pare că, nu știu dacă au fost niște tensiuni
create artificial din exterior sau au fost pur și simplu tensiuni interioare în partid, lucrurile nu au decurs așa cum trebuie pentru un partid care, după părerea mea, putea să vină să existe ca o concurență reală pe partea dreaptă a eșichierului politic, să fie un sprijin pentru celelalte partide de dreapta, o concurență reală pentru partidele de stânga și... Ce știu, poate în viitor, cine știe? Bineînțeles, dânșii au fructificat lipsa de coerență a Partidului Național Liberal de la nivel central. Și s-au dus pe acest filon și au fost zone în care au câștigat mai mult, în altele zone mai puțin. Nu ne mai dorim să se întâmple acest lucru. Noi suntem partidul care în municipiul Brașov avem responsabilitatea în ceea ce înseamnă administrația locală. Avem cel mai mare număr de consilieri locali. Avem responsabilitatea la nivel de județ. Avem cel mai mare număr de consilieri județeni și președintele Consiliului Județean. Acest lucru trebuie înțeles, trebuie să-l păstrăm. Brașovenii oricum ne percep ca... cea mai bună alternativă de dreapta și totodată ca un partid care a știut tot timpul să administreze municipiul Brașov și județul Brașov. Da, mie mi s-a părut și acum dumneavoastră, probabil că vedeți lucrurile din interior și puteți să mă contraziceți sau nu, mie mi s-a părut că dreapta a fost extrem de fărmițată la ultimele alegeri. Ne raportăm strict la alegeri, pentru că atunci alegerile astea interne din partid sunt chestiuni personale sau mai individuale ale fiecărui partid. Și acolo și aleg oamenii pe care îi consideră demn să conducă, lucrurile sunt clare. S-a văzut clar la ultimele alegeri, vorbind de alegerile parlamentare, că dreapta a fost fărmițată și pe rămășițele astea de dreapta s-a cățărat foarte rapid PSD-ul. Cei de la PSD au și avut un program pe care noi l-am numit program electoral Moș Crăciun, în care toate problemele la ei se rezolvau și găseau o rezolvare. Repet, curioasă mi s-a părut lipsa de reacție a liderilor de la nivel național ai noștri, ai Partidului Național Liberal. Chestiune ce ne-a dus să nu avem rezultatul pe care îl speram la alegerile parlamentare. În schimb, coerența noastră la nivel local ne-a făcut să fim cel mai important partid din județul Brașov după alegerile locale și totodată această coalizare a dreptei se vede cel mai bine, se văd la alegerile prezidențiale, unde de ceva vreme încoace candidatul de dreapta întotdeauna câștigă. Politica aceasta de fărâmițare a dreptei de care spuneați nu este o politică nouă, este o politică din 1989 încoace. Cred că din 1990, când Ion Iliescu a înțeles că poate să facă carieră politică. Bine, el știa de fapt, dar s-a și arătat în toată splendoarea lui. Deci, dreapta s-a dorit a fi fărâmițată, fie că se numea PNC cu PNL, fie că se numea PDL cu PNL, fie că acum s-a numit PNL cu USR. Este o politică prin care... S-au luat voturi dintr-o parte în alta, clar, în așa fel încât era o vorbă de aia de la niște vecini de-ai noștri, divide timper, adică împărțit poți să-i conduci. Categoric. Categoric, plus că și membrii noștri de partid și electoratul nostru, din cifrele sociologice, este un electorat educat, un electorat care știe foarte bine să evalueze candidații. Spuneam în cadrul ședinței de alegeri pentru că odată cu aceste alegeri municipale consider încheiat procesul de fuziune între PNL, PDL în municipiul Brașov. A fost un proces greoi pentru că erau diferențe foarte mari de abordare, diferențe foarte mari ideologice. Nu ne-a fost simplu,
Dar oricum vreau să-i felicit pe colegii mei copreședinți cu care am condus o perioadă de 2 ani de zile această alianță, acest nou partid mare de dreapta, Partidul Național Liberal, atât pe Marius Neculoiu, care mi-a fost copreședinte, și pe Sebastian Rusu, colegul meu de Consiliul Local, oameni cu care am făcut o echipă împreună cu toți ceilalți membri din Comitetul Local Executiv. Da, cu Sebastian Rusu am avut ocazia să vorbesc întâmplător pe stradă și a zis că, de fapt, ăsta era un proiect de suflet. Era chiar într-o dilemă, dacă nu este proiectul ăsta, mă las de politică, n-are sens. Acum probabil că o să ducă lucrurile mai departe. Am înțeles că sunt și doi primi vicepreședinți, Sebastian Rusu și Liviu Dragomir, alți 29 de vicepreședinți, sunt cam mulți vicepreședinți. Așa prevede statutul. Noi avem doi primi vicepreședinți, vicepreședinți, 8 departamente importante. Și fiecare președinte de zonă, după aceea, este vicepreședinte în cadrul biroului municipal. Pentru că numărul mare de consilieri pe care l-am scos la ultimele alegeri ne permite și încrederea pe care brașovenii ne-au dat-o, ne-a făcut ca să continuăm proiectul nostru de suflet, consilierul de cartier. Este un proiect din 2004 în care fiecare dintre noi, consilierii local, ne-am luat în responsabilitate o cartier, o zonă, astfel încât organizația noastră este împărțită pe 18 astfel de zone și automat președinții acestor zone sunt vicepreședinți în cadrul biroului nostru municipal. Am înțeles. Cât consilieri are acum PNL? 10. 10. Din 27. Am înțeles. Bun, acolo mai există și o alianță. Da. PMP-ul este alături de PNL, UDMR-ul, cred, sau mai puțin UDMR-ul? Da, Partidul Național Liberal, în momentul anului 2016, a dat dovadă de înțelepciune, de puterea de a face o alianță, astfel încât să poată gestiona și să fie alături de primarul George Scripcaru, astfel încât PNL-ul a intrat într-o alianță cu PMP-ul, cu UDMR-ul, cu consilierul independent, astfel încât această majoritate a putut să dea administrația și să facă ca dezvoltarea să continue la Brașov. Importante lucrurile astea atunci când se întâmplă. Avem, ce zic, o perioadă destul de tulbure în general, așa, la nivel național. Da. Mie mi se pare că în momentul de față lipsesc proiectele. Deci eu dacă mă uit și acum probabil că toată lumea, dacă se uită în jur, lipsesc proiectele. Într-adevăr, există instituții ale statului care implementa, corect, exact. Așa este. Instituții ale statului care vin cu tot felul de lucruri, unele mai bune, altele mai rele. Nu stăm să le judecăm că nu e momentul, dar mie se pare că nu prea mergem pe proiecte clare. Ce avem de făcut în sănătate, ce avem de făcut în învățământ. Așa, când e câte o zonă, de exemplu, discutam cu directoarea maternității de la Brașov, doamna doctor Badea, care ne-a spus de la Brașov să fac lucrurile astea, o să avem cea mai modernă maternitate, cel puțin din regiunea centru, dacă nu din toată țara. Așteptăm cu nerăbdare lucrul ăsta, foarte bine, felicitări. Consiliul Județean s-a implicat, oamenii de acolo au muncit și au restrâns, mă rog, au făcut lucrurile să meargă. Mai sunt și alte proiecte la nivel local. Sunt și proiecte care stagnează, cum este cel mai celebru aeroport din România. Ăsta e cel mai celebru. La Brașov rămâne de departe cel mai celebru aeroport din România. N-avem autostradă care să ne lege, mă rog, hai să zicem de vest, că bun, ne-ar interesa și de sud, de capitală, dar mai repede cred că aș vedea o autostradă de la Brașov la Sibiu și de la Sibiu, odată urca pe autostradă, mai cobori acolo, pe dealul Făgetului, mai mergi 25-30 de minute, după care iar te urci pe autostradă și odată ești în Ungaria. Da, sunt proiecte importante pentru Brașov și pentru brașoveni. Aceste proiecte noi o să le sprijinim de la nivel municipal. Acum, ce să spun, eu am foarte mare încredere în specialiștii din cadrul primăriei. Sunt oameni care, în departamentele care le conduc, au reușit să atragă undeva o sumă de, în anii trecuți, de 400 de milioane de euro, bani proveniți din proiecte.
Asta, bani europeni. Bani europeni. Asta ne-a și făcut ca pe noul buget 2014-2020 plus 2 să avem aceea sumă la dispoziție care putem să o atragem. Avem toată încrederea. Suntem alături și de proiectul ce vizează aeroportul Brașov. Mai sunt niște pași pe care colegii noștri din Consiliul Județean trebuie să-i facă. Acest proiect cred că este trecut și în planul nostru de dezvoltare. Deci sunt toate premisele ca acest proiect să devină realitate, pentru că asta ne interesează. Da, eu sunt curios acum, toată lumea se încordează cu proiectul ăsta, comentarii există peste tot în spațiu public, în spațiu virtual mai ales. Sunt curios și o să se întâmple cu aeroportul ăsta, că lucrurile trebuie și bine gândite și la capitolul exploatare, că așa doar să mai faci și ceva. Da, mă rog, vom trăi și vom vedea odată ce îl vom avea. Noi românii suntem destul de descurcăreți. Am găsit o posibilitate să-l facem cât de cât viabil. Ne întoarcem la PNL, urmează alegeri la nivel județean. Da, prin hotărârea pe care conducerea noastră județeană a luat-o, până în 14 aprilie trebuiau să fie finalizate tot ceea ce înseamnă alegeri în cadrul organizațiilor locale, municipii, orașe, comune. Iar pe 27 aprilie delegații noștri își vor alege structura de conducere la nivel județean, precum și președintele biroului județean. Am înțeles că până în acest moment doar domnul Adrian Veștea este candidat. Adică... Da, mi se pare persoana cea mai măsură să ocupe acest post, este președintele Consiliului Județean, e cel mai legitim ca să fie noul președinte al Partidului Național Liberal. El e acum într-un interimat sau... Da, da, este interimat, la fel cum am fost și eu. Este un curs firesc pe care Partidul Național Liberal la Brașov trebuie să-l urmeze. De principiu am înțeles că toată lumea își propune obiectivă mărețe, să vedem cum o să arate realitatea, că deocamdată, din păcate, vedeți, realitatea a fost cam în roșie la Brașov. Din păcate, da, pentru PNL și pentru dorințele lor sau celor de dreapta, care s-au văzut puși în fața unei neputințe a PNL-ului via București, da? Pe urmă au mai apărut partide de dreapta, aici vorbim de PMP, de USR, care au mai luat din voturi și le-au creat un alt disconfort major. Ce ați așteptat dumneavoastră acum, să zicem, de la nivel local, județean, spre nivelul central? Ceea ce va urma, cu siguranță, în 2019 urmează alegeri europarlamentare și prezidențiale. Cunoaștem care sunt formatul acestor alegeri. Punctul nostru de încercare va fi în 2020 alegerile locale pe care dorim să le câștigăm. Greu. De ce? Așa zic eu, că e greu. Nu știu, să vedem. Am vrut să fiu răutăcios, dar nu mai ești. Nu, ca principiu, mă gândeam acum că luăm toate alegerile astea la puricat. Probabil Iohannis o să fie din nou candidat al dreptei pentru funcție. Mai are voie un mandat, nu? Mai are voie un mandat. La europarlamentare, eu în momentul ăsta vă zic cu sinceritate că în afară de Dragoș David, care a fost europarlamentar, eu nu știu niciun europarlamentar de Brașov. N-avem, cred, nu? Da, cred că da. N-avem, poate în 2019. Da, da. Mai sunt 2 ani, aveți timp să vă pregătiți. Bine, strategiile cred că se fac cu ani înainte. Sperăm, nu? Ca un reprezentant al Partidului Național Liberal din Brașov să fie pe listele de europarlamentare, cu siguranță și implicarea noastră să fie alta. Dacă vom avea acolo reprezentant. Dar n-ați fost nici dumneavoastră răutăcios acum, nu? Și adică nu, presupun... Sunt un tip foarte, foarte pragmatic și spun lucrurilor pe nume. Organizația noastră este o organizație puternică, dar și sensibilă. Atunci când pui candidații care sunt plăcuți de către structură, cu siguranță alta este implicarea acelei structuri. Da, eu am avut în campanie electorală, mă rog, ca la toate televiziunile locale, au trecut toți candidații pe aici. Am fost și eu. Da, și dumneavoastră. Și domnul Zamfir.
Da, categoric. Da, adică, domnul Zamfir, de exemplu, un om simpatic, așa, un băiat simpatic, ca să zic. Da, este să zice lucrurilor pe nume, da, păi nefiind parcă brașovean, așa, parcă era așa o reticență. El, bine, are niște aere de Brașov, așa, dar nu... Domnul Zamfir este un parlamentar care a confirmat, în mandatul trecut, unul dintre puținii parlamentari care au, confirmat, care și-au reușit să-și lipească numele de o lege. Și în continuare are niște demersuri foarte interesante din punct de vedere al funcționalității administrațiilor publice locale. Asta e important, apropo de legea asta de care vorbim, că e vorba de legea dării în plată. Am avut mici... Deci în campanie electorală e bine să îi lași pe candidat să povestească, le mai pui așa câte o întrebare... Ei, noi îi lași în pace de principiu, dar n-am putut să mă abțin că până la urmă mai sunt și alți români în țara asta, în afară de românii care au credite în franci elvețieni, mai sunt și ăștia care au credite în euro, de exemplu. Vor fi și vreo 2-3 acum, nu? Euro fluctuează. Bun, poate că nu atât de tare, dar și acolo cred că sunt niște lucruri de discutat. N-am intrat în mare amănunte, până la urmă e un om care a inițiat o lege. E important. Este lăudabil, pentru că s-a întâmplat acest lucru. N-a dat-o nici lucru. Peste noapte, adică... Da. Cu siguranță această lege a venit și în urma solicitărilor pe care brașovenii sau românii le-au avut la un moment dat. Este foarte meritos faptul că a avut urechi să audă și să pună în practică și să aibă capacitatea de a rezolva o problemă de genul ăsta. N-a zis că e Kalașnikovul să zice la bănci, nu? Corect. Că avem niște exemple. Mie mi se pare ireal ca un om care ajunge într-o funcție, ca și cum noastră, care sunteți consilier local, într-o zi supărat pe un alt consilier local, de exemplu, sau pe un pe niște cetățeni din cartierul pe care îl reprezentați, nu, le pun mâna pe o pușcă și fac nu știu ce. Sunt niște limite pe care nu ar trebui să le depășim. Sunt limite ale bunului simț, care trebuie să fie prezente, mai ales la cei care sunt aleși. Fie că sunt locali, fie că sunt parlamentari. Nu trebuie să ne depășim condiția. Corect. E, acum aș vrea să vă contrazic un pic, așa, doar de dragul discuției, poate ne canalizăm un pic pe asta. Un om care este ales parlamentar, chiar și simpaticul domn Zamfir, da? Și eu nu zic, o mai fi fost pe la Brașov între timp de când, că e deputat, nu? O mai fost pe la Brașov, o mai fi trecut pe aici, a mâncat un mezel brașovean, o, cine știe, un lactat, dar cam așa stau lucrurile cu parlamentarii. S-au votat, au plecat și nu mai... Dar pe când un consilier local... Exact. Și asumă alte riscuri, cu ghilimele de rigoare. Aproape. Bine, în ceea ce privește activitatea domnului Zamfir, personal. L-am dat partid, exemplu acum anul. Deci, da. la partid suntem oarecum colegi de birou. Ele ține audiențele la sediul la noi. Sunt audiențe săptămânale. Brașovenii vin, au cu cine să vorbească. Este un lucru foarte important. Noi, consilierii local, la birourile pe care le avem în cartierele Brașovului, cu siguranță și mai multe și mai aproape de cetățeni suntem. Și problemele pe care încercăm să le rezolvăm sunt cele administrative, care asta ne fac până la urmă, ca de 12 ani încoace, să fim cel mai important partid ca număr de consilieri locali aleși în cadrul alegerilor locale. Credeți că ține mult chestia asta de faptul că poate sunteți mai deschiși, mai discutați cu oamenii. Acum cred că toți consilierii locali sunt deschiși și sunt deschiși discuțiilor. Am zis. Ei ies în stradă, se întâlnesc. Suntem grupul politic, partidul, care avem aleși, spunem noi, cel mai aproape de cetățean. Păi de ce? Cum adică ce mai aproape? Ia explicați-mi și mie. Că eu am mai văzut niște consilieri locali care... Însă-și faptul. Dacă din 2004, deja discutăm de o perioadă de 12 ani, avem birouri, le avem deschise în cartiere, avem audiențe în fiecare săptămână, întrebăm asociațiile de proprietari, primăvara, cum se dorește a fi planul de curățenie în cartier. Ce probleme sunt? Ce străzi ar trebui asfaltate? Curățenia, iluminatul stradal.
sunt lucruri pe care... Dezăpezirea iarna, uite că ăsta iarăși eu. Dezăpezirea iarna, da. Sunt chestiuni pe care le facem de 12 ani. Multe alte partide încearcă să ne copieze, dar totuși noi avem experiența în asta și totodată brașovenii trebuie să înțeleagă ce facem noi. Este un soi de voluntariat, pentru că noi nu suntem plătiți pentru treaba asta. Da, ei, până la urmă ați fost votați și e cumva, dacă mă întrebați pe mine, o justificare a votului pe care l-ați primit. M-ai votat. Eu v-am votat pe dumneavoastră. Am câștigat încrederea. Mi-ați câștigat încrederea corect. Și discutăm. Asta se întâmplă anul viitor. Știți că la români e destul odată să pici invers, că la revedere votul ăla poți să-l uiți. Noi suntem, repet, prin reprezentanții noștri, noi facem politică, cum se spune, la firul ierbii. Intrăm în cartiere, suntem pe străzi, lumea poate să discute cu noi și nu suntem consilierii locali care suntem prezenți doar la ședințele de consiliu local. Da, pentru indemnizație, nu? Alte, da, acolo suntem, avem o indemnizație care mai mică sau mai mare. Nu contează până la urmă, că nu vorbim de indemnizație, dar fiecare mai face și altceva, nu e angajat nimeni la consiliul local. În ceea ce privește noua noastră echipă a Partidului Național Liberal, suntem o echipă tânără, dinamică. Fiecare dintre noi avem și alte activități. Activități serioase, conducem firme care au salariați, firme care plătesc impozite la stat, foarte important pentru un agent economic, și să aibă încredere în noi, brașovenii, că știm ce avem. Vă antrenați pentru 2019 acum, nu? Da. Da? Ați ieșit la antrenament pentru 2020. Nu, haideți 19, că și atunci când o să fie alegeri prezidențiale, probabil momentul în care vă aliați, să zicem cu ghilimele de rigoare, cu un candidat pentru această funcție, o să-l sprijiniți iarăși în cartiere, iarăși, ca și la europarlamentare, cu dacă nu o să fie niciun brașovean pe listă. Poate o să fie vreun bucureștean simpatic, asta, nu știu, un oltean simpatic. Asta spuneam, noi în cartier suntem cam în fiecare an, în fiecare lună, nu numai în campanie. Am înțeles. E important. Și campania electorală este importantă, dar cine își imaginează că oamenii sunt fraieri și nu văd dacă e consilierul local prin zonă, se înșeală, pentru că până la urmă o penalizare tot o să-i dau un cartonaș. Oricum, activitatea noastră este apreciată de către brașoveni, însă și prin numărul mare de persoane care vin la audiențele noastre. Deci nu avem de ce să abandonăm acest proiect de suflet al nostru, consilierul de cartier. Să continuăm. Organizațiile de tinere, de femei, lucrează și ele mai... Acum presupun că la nivelul municipiului, în calitatea asta nouă, mă rog, nouă într-un fel, de președinte, și cu reuniunea asta, fuziunea odată încheiată, cel puțin teoretic, practic, nu mai vedem, da. Sunt niște structuri foarte importante pentru noi. Practic, aceste organizații interne ale noastre reprezintă motorul partidului. Fie că discutăm despre organizația de femei, de pensionari, dar mai ales cea de tineret. Ei sunt, practic, cei care vor urma după noi. Personal, am fost președintele organizației de tineret până la anul 2010. Deci această politică de cadre există la Partidul Național Liberal. Promovările, dacă îmi permiteți, între ghilimele, se fac pe bune, oameni care au experiență. Eu personal am o experiență din 1999, sunt membru al acestui partid și am luat-o așa treptat, începând de la simplu membru în organizația de studenți, de tineret, în organizația municipală. Și acum am ajuns să conduc această organizație. Da, mulțumim frumos, domnule Adrian Oprică. Felicitări pentru funcție, da. Nu în ultimul rând, aș dori să transmit un mesaj brașovenilor, pentru că suntem în săptămâna mare. Aș dori să le urez sărbători fericite, Paște fericit și să fie siguri că aleșii noștri ai Partidului Național Liberal vor lucra tot timpul în slujba brașovenilor, în slujba lor.
cu excepția sărbătorilor legale, adică să chiar și sărbătorile legale, chiar, am înțeles. Chiar și atunci. Da, mulțumim frumos încă o dată, felicitări pentru funcția pe care sau în care ați fost votat de colegii dumneavoastră. Doamne, domnișoarelor, domnilor, am mai făcut un pic de politică, nu mai făcusem de mult, așa cum am spus. Sunt Dan Ghiță, rămâneți alături de RTT.